Adaosul comercial ar putea fi plafonat la 20% la toate produsele fabricate în România, chiar dacă materia primă vine din import. Acum poate depăși 40%. Vorbim aici de mii, zeci de mii de produse. Acest act este finalizat. O să mai avem o discuție, bineînțeles, cu Ministerul Economiei, Ministerul de Finanțe și cu domnul premier Marcel Ciolacu. Ne dorim ca românii să plătească în magazinele de retail și în piețe și în alte magazine prețurile corecte la alimentele românești. Iaurtul de băut, care acum costă 13 lei, s-ar putea ieftini din toamnă cu 3 lei, iar cașcavalul ar putea costa mai puțin cu 3 lei și 50 de bani. Și mezelurile produse în România sunt vizate de noua măsură. Prețul ar putea scădea cu 2 lei și 50 de bani. Producătorii propun ca măsura să se aplice doar pentru alimentele care conțin ingrediente din țara noastră. Nu poate să fie românesc un produs care are ingrediente din afara României. Cu atât mai mult cu cât pot să fie ingrediente din Liban, din Turcia, din Egipt, state care, după știința mea, n-au niciun fel de verificare a calității. 8 din 10 produse alimentare românești sunt mai ieftine decât cele din import, dar comercianții le pun adaosuri mari. S-au dublat în ultimii, cred că 2 ani, chiar s-au dublat. La ce ai observat cele mai mari? La lactate, mezeluri. Mi se pare o măsură foarte bună ca să protejeze produsul național. Totul este importat în ziua de azi. Când va intra în vigoare noua măsură, mărfurile producătorilor români nu vor putea fi scoase de la vânzare dacă au preț mai mic decât cele importate. Retailerii care nu se conformează ar putea fi amendați cu 5% din cifra de afaceri. 60% din produsele din acest magazin sunt produse procesate în România. Creștem prețul la alte produse. Probabil produsele din import vor fi mult mai scumpe. Probabil ar duce la mutarea producției din România în alte țări din Uniunea Europeană. O soluție pentru a scădea prețul e creșterea competiției, nu oprirea competiției. Vânzările alimentelor de bază au crescut cu până la 50% după plafonarea adaosului comercial.